Hei, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Nu, Nu se vede gura. Nu mi se vede că sunt astupată de jucării. Ce e aici, bă, dorele? Uite, motanelul mi-a dat o idee ca să mut toate jucărelele care le-am croșetat eu, că s-au strâns cam multe. Ia uite ce nu e mă aici. Mai văd nicio de jucării. Am adus un braț de jucării croșetate de mine și vreau să le pun acolo în noptie, pe în vitrina aia, mi-a arătat motanelul unde. Miau. Miau. Ce e aici, bebe? Fabrica Coca-Cola? Mă, nu știu ce e, dar e, dar vezi că nu pot să... Ia uite ce de jucării. Păi vreau să le bag acolo în vitrină și mama a așezat în genunchi. Așa? Roagă-te la vitrină. Opa. Ia uite, sunt și castane aici. Vitrina cu minuni. Bine ați venit la vitrina cu minuni. Auzi, ia uite ce ne mai acolo lipsește copilul. Ce copii sunt lipsească? Uite la Cicu, codițe multe. Eu eram, da, că toată lumea întreabă dacă avem copii. Uite aici. Auzi, nu ne copilărim destul sau de ce? Am aici un copil de 5 anișori. Da. Nu, că ai împlinit 5 ani de doamna Dănescu. Da, nu ne copilărim noi destul. Da, chiar. Ce mai trebuie copii? Ia uite. Uite, vă pune jucăriile aici. Păi da. Și le place că e mai frumos așa. Păi da, uite ce căsuță frumoasă au aici. Păi da. Căsuța cu trandafiri. Ce asta, bătoarele? Mac, mac, mac. Rândul 2 de jucării. Oh, no. Rândul 2 de... Uite, avem și pe moșul. Da, unde? Ia, nici nu se mai vede moșul. Oh, 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 scoate pe moșul! Oh, 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 oh. Da, uite. Oh, oh, oh. Dragi copii. Da. Așa, și stai că mai avem și o variantă mai turtită. Mop ăsta ce e? Ce? Dai cu el pe jos? Care mop, mă? Unde? Asta nu e mop? Nu e, Sofie! A, e păpușă! E păpușica Sofie! Scuze-mă, Sofie, am crezut că ești mop! Asta-i părul lui Sofie, mă, tati, mă! A intrat aproape un ghem de ață ca să-i realizez mopul. A fost ca în scump mopul ăsta. A fost la coafor, da, deci... Uh-huh. Hai să-i punem și pe ăștia tot acolo. Vitrina cu minuni. Oh, 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 oh. Moșule, ce tânăr ești, prima seară când vii la mine. Da? Și vreau să-mi aduci mulți euroi. La însă cus tu să-mi aduci mulți euroi. Da, tu adu, că știu eu ce am de făcut cu ei. Ce faci, maici? Așez. Pune și tu jucările mai frumoase mai sus, uite cum ar fi Renu. Și aruncă jucăria asta care arată înfricoșător de acolo. Nu am adus Renu cu mine acum. Uite acolo. A, ăsta e unicornul. Care ți se pare înfricoșătoare asta? Da, da, da. Ascunde de acolo. Să nu mai văd. Așa. Așa mai bine. Mai jos. Așa, asta care arată mai normal. Pune-le la vedere. Păi mă, tati, erau mai la început realizate astea și nu prea știam eu așa. Erau mai la început, dar am putea să le tratăm cu niște benzină și un chibrit. Nu, tati, nu. Bine, bă, dorele, zi. Așa, gata, uite, am pus jucărelele aici în vitrină, așa arată. Pentru că s-au strâns prea multe acolo în cameră și nu... Unde să le mai pun, unde să le mai pun? Noroc cu vitrina asta care e încăpătoare. Mai am loc de jucării. Dacă mai pun pe aici. Mm-hmm. Nu? Mai e spațiu. Mai e spațiu de câteva jucării. Mai am acolo în cameră jucărele. Sau... Și castanele astea totul le-ai croșetat? Nu, alea sunt adunate din oraș.
Când am mai ieșit eu prin oraș, dar acum nu mai ies că mi-e frig și... Adică că e foarte frig și e și coronavirusul ăsta, mi-e cam teamă să ies. Poate când o mai da mai calm, nu știu, mai vedem. Bine, bă, Dorele, atunci. E? Îți place? Îți place? Că o minune! O minune! O minune!